Există o bucată de detectivism, ca să zic așa. Mare, adică mare. E cumva încerc să îmi imaginez și îmi dau seama că e o bucurie de descoperitor, de pionier în meseria asta și ideea de a descoperi ca detectiv ceva chiar e foarte atractivă. Adică ca probabil ca stomatolog descoperi încă o fisură în dinte, dar tu descoperi un univers întreg, o situație întreagă, un roman. Diseci vieți, cineva a omorât pe cineva într-o cauză conjugală. Da, și imaginează-ți că de multe ori ai nevoie de un background. Nu este suficient ceea ce găsesc eu pentru a ajunge la niște concluzii și am nevoie de tot background-ul. Background-ul înseamnă ancheta. Și ancheta fie o solicit poliției, fie uneori mi-o fac singur. Mi-o fac singur e impropriu zis. Solicit documente, acte, îi spun eu polițistului ce să facă pentru a mă lămuri pe mine în plus și fac uneori excepțional de rar, pentru că evit teribil de tare, încerc să iau legătura cu cei care l-au cunoscut. Pentru a afla de la ei mai multe informații care... Cum adică eviți? Eu evit să iau legătura cu aparținătorile, zicem noi, decedatului. Deci eu nu vreau să iau legătura cu ei, tocmai pentru la că... alegerea ta vrei, nu? Adică în ce sens eviți că nu vrei? Nu am cum să iau legătura oficial, nu am de ce să iau legătura cu ei, pentru că eu completez niște documente pe care le eliberez. Nu le dau lor direct, am un intermediar, un birou întreg care face chestia asta, deci n-am de ce să iau legătura cu familia lui, da? Familia decedatului. Dar uneori am nevoie de niște informații de la ei care... pe care un neprofesionist le poate ignora considerându-le neesențiale, iar pentru mine pot fi revelatoare. De exemplu, îți dau exemplu din ultima gardă. Asta voiam să întreb exemplu. Mă sună poliția și îmi zice, domnul doctor, avem un caz, aragazul este deschis, ea e cu probleme psihice, ia medicamente psihotrope de multă vreme, în casă are jurnale de tip creștin ortodox fanatic, e plină casa de iconițe și aragazul este deschis fără flacără, ea e căzută lângă aragaz. Sinucidere. Că a dat drumul la gaze și sau... Ok! Aparent, da. Bun, autopsia nu-ți spune de multe ori, cel puțin la momentul autopsiei, e nevoie de rezultate de laborator ulterior care să lămurească. Dar întreb și eu ca prostul satului, că milițianul n-a fost suficient de atent și întreb, nu vă spuneți, dar unde ați găsit-o? În bucătărie? Cum e bucătăria aia? Open space sau închisă? Nu, open space, e tot aparta. Ah, ok, deja nu mai merge. Și geamurile cum erau? Păi erau un geam deschis. Deci am pus o întrebare care mi-a lămurit cazul, deci era clar n-a murit de intoxicație cu gaze. Doar prin simplul fapt că a fost geamul deschis. Este imposibil să acumuleze... Da, să ieșise cineva. Deci nu am fost prea inteligent, am știut doar ce întrebare să pun în plus. De-aia uneori trebuie să iau legătura cu ei. Evit asta pentru că mă încarcă de cele mai multe ori cu suferința lor. Ei sunt... plină... Chiar și după atâta timp, adică da, nu ai construit un sistem de apărare nu, pentru deci că... Față de mort îl am. Față de cadavru nu am niciun fel de interferență a suferinței pe care o are în spate. Dacă încep să procesez că în urma lui rămâne multă suferință, da, atunci încep să mă încarc, dar evit asta. Este un blocaj. Acesta este unul dintre mecanisme. Exclusiv de cazul meu, de splina lui, de ficatul lui, de plămânul lui. Nu mă ocup de el, de tot ce a însemnat personalitatea Popescu. Da, dar dacă să zicem Popescu este într-o dispută conjugală și doamna Popescu l-a omorât pe domnul Popescu. Okay. Nu trebuie să te imersezi cât mai mult în drama lor? Nu. Și să ajungi deloc, să... Deloc? Nu, dar nu te pasionează să fii curios de ce doamna Popescu... Am colegi care sunt foarte pasionați de aceste aspecte colaterale și pentru ei, de exemplu, anamneza, ca să spun așa, cazului durează de două ori mai mult decât examinarea însăși. Pentru că ei sunt curioși să vadă și întreabă și cum era doamna Popescu. Deci doamna Popescu era cam perversă. Vă dau exemplu cu clasica bătaie între doi vecini care împart gard care e mutat cu 20 de centimetri mai la dreapta. Astea sunt... Am și eu gard mutat. Deci... Nu știam. S-au bătut la un moment dat. Nu știam că e. Și colegii, am colegi care... Dar cum? Și cum l-a mutat?
Dar de când e? Și de... Nu mă interesează, eu îi întrebat, cu ce te-a lovit? Paru, pum, mulțumesc, atât. Nu mă mai interesează altceva. Evit, e o formă de rezistență, recunosc, este. A evita să obții prea multe informații. Și ca, asta e o formă de rezistență, dar o formă de răbufnire pe invers. Visezi urât, noaptea ți se întâmplă? Nu, niciodată cazurile, nu mi le visez decât, cum v-am zis mai devreme, că eu mă vorbesc cu pluralul, că e și Gicu, da. Da. Doar pentru responsabilitatea pe care o dau cazului. Cazul însă nu mă bântuie niciun fel. Adică în primul rând, hai să o luăm altfel. Eu sunt ateu. Și nu că sunt ateu, sunt un ateu de la practicant. Și nu că sunt ateu practicant. Sunt ateu practicant materialist dialectic. Adică... Toată seria. Bun, ești. Da. Deci, pentru mine, noțiunea de moarte este pur științifică. E greu de înțeles pentru cineva care vine cu cutuma morții dezvoltată prin ritualuri, dezvoltată prin religie, dezvoltată prin familie, prin... Deci ăștia de tutorial lui Stephen Hawking. Moartea este un final și atât, nu urmează exact nimic. Că astăzi vorbeam cu cineva care este pasionat mai degrabă de suflet și de Dumnezeu și spuneam, o să mă întâlnesc cu acest om pe care eu îl cunosc și o să aflu mai multe la întrebarea dacă e ceva dincolo și amicul îmi spunea, da, cu ocazia asta te gândești că poate există un Dumnezeu, adică e șansa să te gândești și ai zis, băi, s-ar putea ca nu toată lumea să urmărească treaba asta, iar omul meu tocmai să zică că viața este doar un lucru care un segment din A la B și la B s-a încheiat. Conform teoriei Stephen Hawking, deci nu mai există nimic. Sunt un neant și s-a încheiat. Mult prea educat în aria materialismului ca să pot. Dar nu ești trist pentru concluzia asta a ta? Nu ești... Este o acceptare serenă. Accept, spui simplu. Deși nu-mi place să spun că suntem popor mioritic, eu la chestia asta mă port foarte mioritic. Îmi accept destinul senin. Asta e. Destinul care practic se va încheia odată cu finalul vieții tale. Da, nu. Și, dar nu poate, cauți ceva să te legi de ideea că poate există o conștiință comună, un suflet, exact cum există aceste teorii care nu sunt neapărat care țin de religie propriu-zis, ci pur și simplu de conștiințe superioare. Adică am oameni care nu sunt practicanți unei religii, dar cred în suflete. Sau, uite, e ceva mai aproape de, să zic, o latură științivă, nu știu cum să zic, o conștiință superioară. Nici asta măcar, nu e nimic. Și faptul că noi ne aflăm aici, pe acest pământ, la această emisiune, de fapt nu are niciun sens, este o întâmplare. Ba, sens are, cum să nu? Avem 5 miliarde de ani de dezvoltare darwinistă în spate și avem un sistem social atât de complex încât, uite, ne-a adus aici. Dar mi se pare că atâta vreme cât nu avem nici cea mai mică dovadă, probă, materială, să pun mâna să urlu, există, nu pot să cred. Sunt educat să cred în experiment, să cred în probă statistic validă, validată. Nu pot crede în elemente teoretice. Îmi place teribil de mult să raționez, să aberez, cum îmi place mie să zic, să aberez pe teme ipotetice, dar nu le cred. Sunt doar exerciții de deci imaginație. Deci te-ai detașat cumva, astfel încât nici, cum zici tu, nu visezi urât noaptea, nu morți, nu și nimic. Și odată, morții mei sunt cazuri, morții mei sunt nu sunt personalități umane, sunt cazuri. Ai visat practic ce se întâmplă la birou, așa cum e mai rar să visezi se întâmplă la aparat la birou, mai degrabă visezi ce s-a întâmplat timpul zilei cu prietenii, deci nu visezi, n-ai nicio cazuri. Teamă de, adică ai văzut un accident, oameni loviți, striviți și încă nu... Încă m-am detașat de tot ce înseamnă impactul social al pierderii vieții persoanei respective, pentru că asta te-ar durea. Asta te-ar bântui, faptul că omul ăla a murit, a lăsat 3 copii în spate, a lăsat o carieră de viitor neterminată și așa mai departe. Alea sunt elementele care te-ar putea face să te gândești în continuare la caz. Suferința pe care el a provocat-o prin dispariție, suferința pe care însă o transmite altora, nu e suferința lui,
Din ce spui, meseria ta pare din ce în ce mai atractivă pentru că, unu, deci ești complet detașat de moarte. Nu sunt locuri, e blocată. Pe asta zic că după această emisie s-ar putea să tragem concluzia că e foarte interesantă. Ai o latură detectivistică și ești cumva stăpânul domeniului tău și nimeni nu vine peste tine. Deci pare că medicina legală este un domeniu așa de vis. Nu este, nu e o practică de zi cu zi, plicticoasă, scoți aceleași măsele. Încă o dată. Depinde cum ți-o faci. Deci ca peste tot. Tu ești pasionat. Îmi place să cred că da. Deci, îmi place să cred că aici da. E probabil că este secretul. Tu ești pasionat de această de meseria pe care o faci și tu ziua când te întrebam ce te gândești când te duci la birou, tu te gândești astăzi va fi o nouă zi în care voi descoperi ceva nou. Pentru că aici e cheia. Ți-ți place ceea ce faci? Ți-ți place da, să lucrezi exact. cu răni, cu vii, cu morți, cu bețivi? Poți să ai și alte motivații. Poți să ai motivații de tip... scală administrativ profesională, să zicem. Vreau să fiu șef. Vreau să... Și atunci te duci la muncă, nu te mai duci să faci cazul, te duci să te impui ca om care are calități. Adică omul vrea să fie vizibil, să fie cât mai... În cazul ăsta te-ai băgat pe vedete. Da, poate. Nu e cazul. Deci mie îmi place medicina legală și îmi place să o fac. Și încerc să o fac la un nivel cât cred eu că pot de bun. De aceea sunt foarte avid de feedback. Eu cel puțin. Întotdeauna caut feedback. Și aproape îl cerșesc uneori. Sunt teribil de prost în a ști să cer feedback-ul, încât uneori cred că las o impresie foarte ciudată interlocutorului meu căruia îi solicit feedback-ul ăsta. Dar îmi dau seama că feedback-ul ăla este cel care mă face să progresez. Pentru că dacă n-ai feedback, te plafonezi. Ai senzația că faci lucrurile bine și s-ar putea să greșești și să greșești persistent, ceea ce e foarte grav. De aceea a căuta întotdeauna rezultatul final al ceea ce faci este o preocupare pentru mine. Eu, teoretic, în momentul în care am pus parafa pe un act, nu mai știu nimic de dosarul ăla, niciodată. Pentru că la mine nu se mai întoarce. Am găsit niște pârghii prin care pot obține niște consecințe, să cunosc consecințele actului meu. Și fiecare dintre aceste consecințe, de exemplu, iau o decizie, o instanță, o decizie de instanță și văd cum a interpretat instanța expertiza mea. Mă uit în instanță și văd că, uite, dar n-a reținut corect. De ce? Pentru că am formulat eu prost, pentru că n-am fost suficient de explicit pe ceea ce am vrut să spun. S-a întâmplat să se ia o decizie contrară, nu neapărat contrară, ci fundamentată greșit pe concluzia ta. Din punctul meu de vedere fundamentată greșit. Aici este o discuție întreagă. Tu poți interveni? Ulterior nu mai poți. Deci tu ești într-un lanț... Judecătorul are mult mai multe pârghii la dispoziție să dea verdictul decât expertiza mea. Eu, de exemplu, sunt limitat doar de actele medicale în cea mai mare parte a cazurilor. Ceea ce mi se pune la dispoziție sunt actele medicale. Judecătorul însă la un moment dat audiază. Și el spune, da, degeaba a scris doamna doctor în hârtie că a venit și a vizitat pacienta la ora 6, pentru că martorii pe care eu am audiat spun că ea n-a venit la ora 6. Astfel încât întreaga mea concluzie care se baza pe ceea ce scria acolo, că medicul a văzut pacientul la ora 6, este invalidată de către martori. Și atunci judecătorul e cel care vede tot ansamblul. Zice, ok, doctorul legist a spus că văzând pacienta la ora 6 și constatând că e bine, nu era niciun risc, dar martorii spun că nici n-a trecut pe acolo, de fapt. Ai un caz concret, unul poate chiar public, în care sentința judecătorească a fost foarte complicat de dat și ceea ce ai trimis tu ca concluzie legală a putea fi interpretat și așa și invers și cumva n-a răspuns cerințelor societății? S-a întâmplat când să fie ceva scandalos și tu să nu fi avut puterea de schimba? Am cazuri în care pe baza unei expertize medico-legale pe care eu am văzut-o ulterior, foarte proastă. Deci din toate punctele de vedere, expertiza medico-legală are un tipar oarecum de întocmire și de redactare, dar și tipul de concluzii este relativ standardizat.
ca obiective, ca să spun, și astfel încât să existe o unitate, adică să poți compara merele cu perele. Și o expertiză care nu respecta aproape nimic din toate regulile ei de întocmire, care a fost acceptată de judecător și în baza ei a dat o sentință. La mine a ajuns această expertiză pentru a fi evaluată în faza de apel. Deci dăduse pe fond sentința, severă, 9 ani de pușcărie cu 100.000 de euro de despăgubiri. E un caz cunoscut? Nu. Nu. Nu foarte. A fost mediatizat că era fain. Omul a vrut să-și omoare socrii, dând, întâi să se răzbune pe ei dându-le foc la mașină, după care s-a răzgândit și a zis mai bine intru peste ei și îi omor, după care s-a răzgândit și cu omorul, dar îi bat. În sfârșit. Așa, și okay. Pentru că îl părăsise soția și soția era întreținută acum de părinții ei. Și el s-a răzbunat pe părinți. Pe părinții ei ca să nu mai întrețină pe fica lor, da. Și mi-am dat seama că toată sentința este bazată pe această expertiză care era grotesc greșită. Am făcut tot ce s-a putut face, numai că judecătorul a refuzat, pentru că rămăsese în pronunțare și a refuzat să mai primească probe noi. Și s-a dat sentința și în apel, a menținut sentința din fond. Deci există situații când... Și asta e un exemplu, am mai multe, dar sunt. Sunt însă și cazuri în care recunosc au fost expertize medico-legale bine făcute, foarte bine făcute și judecătorul însă a luat sentințe bazate pe celelalte probe din dosar. Nu a ignorat expertiza medico-legală. Am expertize medico-legale în care șase expertize medico-legale făcute într-un caz, care relativ concordant, exceptând una, toate celelalte cinci spuneau un lucru și una spunea altceva. Judecătorul a fost atât de confuz încât a zis pe care dintre ele să le iau, eu nu înțeleg. Și atunci a zis, eu invalidez toate expertizele și audiez eu medici. Și a chemat martori, 2 ani de zile a audiat medici ca să-și formeze singur propria opinie.